Tabăra Sinaia, Dobrogei din Babadag, alături de Casa Albastră, vor intra în viitorul apropiat în administrarea Consiliului Județean Tulcea. Cu privire la tabăra de la Babadag, vă spun că ea în momentul de față se află în circuitul taberelor noastre, se află în oferta noastră de vacanță de vară. Așadar, acolo, dacă este în situația în care se permite, se pot primi copii. În momentul de față, vă spun sincer că cu privire la următorul proces al proiectului descentralizării, care sperăm că va intra în vigoare, tabăra Babadag va ajunge la Consiliul Județean Tulcea. Tabăra Sinaia Dobrogei se află la jumătatea drumului dintre Constanța și Tulcea și este situată la o altitudine de 500 de metri, într-o zonă împădurită. În acest moment, în țară există mai multe tabere nefuncționale decât cele în care copiii își pot petrece vacanța. Cele pe care le avem funcționale la nivel național sunt în număr de 60. Toate se prezintă în condiții bune și foarte bune de funcționare. Direcția pe care o conduc chiar a efectuat un control în cadrul acestor tabere în urmă cu mai puțin de o lună și vă spun că acolo unde a fost necesar am luat măsurile care se impuneau. Nu avem nici cea mai mică problemă în a închide tabere dacă este nevoie, dar din fericire nu s-a închis niciuna. Toate taberele sunt verificate la zi în ceea ce privește avizele de funcționare și absolut toate condițiile de servire a mesei, de preparare a mesei și de cazare a copiilor. Cele două structuri de cazare urmează să fie modernizate din banii Consiliului Județean Tulcea, după care vor fi redeschise și vor funcționa pe principiul autofinanțării.